Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deci, bune și, mă rog, vești din Cluj-Napoca. Poliția lucrează chiar la două mâini, cum s-ar zice, pe toate părțile. Polițiștii clujeni au prins un hoț care făcea o lucrare într-un dedeman. Hoțul polițist în pauza de masă. Dar acum vin detaliile cu adevărat savuroase. Mai întâi ce și cum furase și după aia niște chestiuni de carieră. Așadar, agentul de poliție de la secția 4 din Cluj-Napoca îl cheamă domnul Râd. Cum? Domnul Râd. Râd? Râd. Ăsta în botul, da, porcului? Da, năsuc. Ok, așa. Da. Și pentru chinez, domnul Lât. A intrat în dedeman în timpul serviciului și a luat un, fiți atenți, mă, a luat un mini compresor pe care l-a ascuns, nu o să credeți unde, sub cașchetă. Sub caschetă, sub chipiu, da, da, sub șapcă, sub cum se spune, mă, băiatule. Eu când am văzut subiectul am căutat curios să văd, mă, ce, că am avut și eu la mașină, cred că am și acum, dar n-am folosit niciodată mini compresor de la. Și Măricel așa zic, ce căștia au ăștia, bă, tata, de intră un compresor. Le-au dat, acum... dat cu două, trei numere mai mari, de-aia. Da, și am văzut, sunt niște mini-compresoare care arată cronometru sportiv, așa. Așa mici? Așa mici? Un pic mai mare. Are, să zic, diametru 14 cm, 12 pe acolo. Cronometru sportiv de 14 cm, dacă nu știați. Dar știi cum aveau profesorii pe vremuri cronometru de la mare, să se vadă mare cifrele. Da. Ala și 6-7. Și vezi că e și vreo 3-400 de lei. Adică omul probabil s-a enervat, a vrut să umfle și el o minge și a zis, mă duc să-mi iau un compresor. Și când a văzut cât costă, l-a luat capul, a cedat psihic. Eu n-am căutat să văd cum arată, dar mi-am imaginat că are capul mare. Polițistul. Dacă crezi că are, că a furat un compresor de la cărucior. Da. Deci l-a pus sub caschetă. Bodyguardul, eu fizic, matale, par mai greu de cap, așa? Asta. Și, de fapt, l-a observat pe camere cum a ascuns mini compresorul, la ieșire l-a luat ca din oală. Băi, tu-ți imaginezi aia, bodyguard, cum și-a dat ei coate. Uite-l pe ăla. Ce face ăla? Uite-l, venit polițist. Bă, ce face, mă? Fii atent, că își pune mini compresor. Băi, aș vrea să văd imaginile astea. Da, de serios, că aș vrea să văd cum polițistul își pune mini compresorul pe cap și deasupra își pune cașcheta și pleacă în echilibru, așa. Mergând, știi, ca la ținută, cum te învață, cum le învață pe manechine, știi, să meargă drept frumos, cu o carte pe cap. Ăsta purta un mini compresor pe cap plus cașcheta. Crezi că avea școala de geișe? De geișe. Da. Omul mai are o carieră în privința asta și o pasiune. Acum 2 ani a mai fost prins când fura de la un alt magazin de ăsta, Leroy Merlin. Nu, Leroy Merlin. Da. Păi, întotdeauna mă confuzionează numele ăsta. Nu înțeleg, de ce, dacă este... Deci, băi, ori e francez, ori nu e. Ce e asta? Ori îi spui Leroy Merlin. Corect. Ori îi spui Leroy Merlin. Da. De jumijuan. Da. Acum, cum este? Leroy Merlin. Nu e Leroy Merlin. Bine, Leroy Merlin. Așa, om avea o pasiune pentru genul ăsta de magazin, da. Era, da, fiert pe bricolaj. Pe bricolaj, au niște flexuri. Dar amănunt interesant, atunci a știut să ocolească sistemul de supraveghere video. A plecat cu flexuri? Da. Flex nu mai e așa mic să-l bagi. Nu. Chipiul nu există. Mai știu unde la... Mă rog. Era mini flex. Camerele, fiți atenți, ce comunicau atunci anchetatorii. Camerele de luat vedere l-au surprins când a intrat și când a ieșit din magazin. Dar nu și în interiorul magazinului. Avem probe că a studiat zonele de acoperire a camerelor și care erau unghiurile moarte. Deci îți imaginezi misterul. Da, trebuie să dăm aici dosarele X, chestii. L-am văzut cum intră și când a ieșit, pac, pac, și avea buzunarele mai umflate sau ceva, uniformă și mai mare, crescuse burta, flexuri. Între timp, follow-up se extinde Damblaua. Un polițist de 40 de ani din Iași, îmi arată acum Adi știre, din cadrul biroului de operațiuni speciale, deci nu foaie verde, a fost prins în timp ce fura obiecte de la Selgros. La Selgros. Relatează ziarul de Iași. Deci ăsta s-a dus pe supermarket. Băi, nenică. Hipermarket. Ce se întâmplă cu polițiștii ăștia? Adică, eu cred că vor să prevină. Eu cred că era de invidie. Infracțiunile și testează sistemele, da, de siguranță. Exact asta. Cred că e schimb de experiență sau, mă rog, știi ce zic, un fel de trimite la practică. Ia du-te, mă, tată, să vezi cum trebuie să operezi. Nu cred că este chiar așa. Oricum, lamentabil ce se întâmplă să fie un polițist care să fure cu repetiție în felul ăsta. Însă, încă o dată, dacă ar putea anchetatorii din Cluj care ne ascultă... Să ne dea imagini. Da, anonim. Nu, doar să le vedem numai noi, pentru uz intern. Vreau cu mini-compresorul sub caschetă, să văd și eu cum e. Auzi că pe ăsta de la Iași l-au prins paznicii. Da. Cu mai multe obiecte, printre care și deodorante.
Mi-e frică să întreb unde le ascunsese. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.